A fost să fie și ediția a treia a paradei embarcațiunilor, organizată pe canalul Sfântul Gheorghe de către Clubul Nautic San Giorgio. Și totul s-a petrecut duminică, începând cu ora 11, când giurgiuvenii au fost invitați pe podul Bizet să se bucure de aer de sfârșit de vară, de apă și de parada în sine. Embarcațiunile prezente la start au plecat de la pontonul San Giorgio și s-au îndreptat spre podul Bizet. Vremea cu vânt puternic și apa foarte scăzută fiind o încercare pentru embarcațiunile cu pescași mai mare. Una peste alta, au defilat caiace și canoe, bărci și loci pescărești mai mici sau mai mari, embarcațiuni propulsate, cu motoare și cu vele, în încercarea de a sprijini apropierea de natură și de apă și de a arăta că și la noi se poate. A fost o manifestare sprijinită de toți cei care iubesc mișcarea, o paradă la care au participat și giurgiuveni, dar și multe embarcațiuni din alte localități, din București, Călăraș sau din Galați, Bunăoară. O paradă la care TV Giurgiu a fost partener media și de la care televiziunea noastră a transmis în direct momentele mai importante. Sunt zone, sunt praguri în care apa are 30 de centimetri efectiv. Una peste alta mai sunt nave care pot trece de acest prag, le vedeți cum se apropie. În încercarea de a ajunge în grațiile publicului, mai aproape de public, spuneam mai devreme că sunt câteva sute de giurgiuveni veniți pe podul Bizet să încurajeze această paradă. Ei, și ca orice lucru frumos, și parada noastră a trebuit să se sfârșească, dar nu oricum. Organizatorii au ținut să mulțumească participanților, fără de care parada ce a început și s-a finalizat pe pontonul San Giorgio nu s-ar fi putut petrece. Fără discursul, anul viitor să sperăm că nu am mai mult. Stai pe aici, drăguță. Primul special la categoria vele. Anul acesta, ediția 3-a, se acordă echipajului Princess. Nu pot să iau decât diploma asta de nu știu secundul împreună. Mai spune de două, trei cuvinte, dar să-mi vină secundul, te rog frumos. Secunda. Prindeți-o de colțuri, așa. Organizatorii au ținut să premieze la final echipa giurgiuveană care a participat la concursul național de văzlit în canotcă, echipaje 10+1, și care a obținut la Tulcea un onorant loc 3. I-am lăsat la sfârșit, nu pentru că ăsta este locul pe care merită, ci pentru că vreau să spun mai multe despre ei. Este vorba de echipa pescărușii, cei cu care am fost la Tulcea și care în marea lor majoritate astăzi sunt aici, în tricourile oficiale cu care au participat acolo și au dat tot ce au avut mai bun, astfel încât din nou să venim cu locul 3. În felul acesta avem alături de aceea medalie care este de acum 2 ani, încă una, și iată a venit mascota clubului. Iată cui lăsăm noi zestrea clubului. Ca giurgiuvean care iubește acest oraș și implicit simbolurile acestui oraș, respectiv apa, am fost plăcut impresionat să particip ieri la parada embarcațiunilor. Pentru asta m-am pregătit temeinic. În urmă cu 30 de ani am făcut canotaj de performanță. Ieri a trebuit să vâzlesc aproape 2 km și am constatat că încă se poate după 30 de ani. Am ținut foarte mult să iau în barcă și un alt simbol al acestui oraș, cățelul meu Alice, pe care la fel am pregătit-o cu câteva ore înainte, am hrănit-o, i-am spus să fie cu minte în barcă. Vom reveni cu mai multe amănunte despre ediția 3-a paradei embarcațiunilor, imediat după știrile TV Giurgiu, în ediție specială.